Menos 12 Minus 12 și 1. Căsată în neașcolară, va fi egal cu minus 1, ori minus 1 la 2, determinantul care rămâne minus 51, 30, 27, minus 21. Și egal cu... Am scos noi minus un, în față. Un face aici minus și am scos un 3, parcă, nu? Da, 3. 3 de aici, minus 3 pe da. Lângă, determinantul, minus 51, 30, 9 ori 3, 27 și minus 7. Tot. Și egal cu minus 3 pe lângă, 7 ori 1, 7, 7 ori 5, 35. Nu? Da. 357 minus 3 ori 9, 27. 270. Și egal cu minus 3. Pe lângă. 7 din 10, 3. Și, nu, invers trebuie să fac, da. Adică pe ăsta scade din ăsta. Deci aici rămâne 7. 0 din 77 din 15, 8, 87. Minus 3, 87. Nu mai pot să mai scriu vreo greșeală undeva, pentru exact că... Exact așa. E o greșeală undeva. La rezvar și pe la și pe la, nu mai trebuie de venit, văzut până când ne dă. Trebuie să vedem că din clipa în care verifică soluția lor și modificarea care a făcut aici, neapărat, sigur că A nu se modifică. Da. Da? A este același. Acolo l-am făcut o dată, încă o dată, da. L-am făcut de două ori. Dar și pe A de X l-am făcut. Da. De două ori. Nu vedem greșeala? Ne pare foarte rău. Dar sigur noi greșim. Deci nu capi discuții. Noi greșim pentru că soluția aceea care am văzut-o, verific acum toate ecuațiile. Dacă în prima fază a patra era greșită și am pus minus 3 ca să verifice, și am avut o scuză, acum nu mai avem nicio scuză, nu mai trebuie să ne vedem cap. Da. Nu mai pot. Cât ți-ai făcut ora 10? 10 fără. 10 fără? Fără 10. Fără 10. Tu ce propui? Să mai facem încă o dată? Nu. Nu mai pui. Da, ne oprim aici. Ideea de lucru este limpede. Da. Știi ce ai de făcut, nu mă capi discuții. Refacem noaptea asta și trebuie să găsești greșeala. La revedere!